În această perioadă, polițiștii olteni sunt cu ochii pe comercianții de produse pirotehnice și ca în fiecare an, în cadrul acțiunii foc de artificii, mai mulți olteni se aleg cu dosare penale. Numai în ultima săptămână au fost găsiți doi comercianți din Pitești, respectiv Drobeta Turnu Severin, care au fost găsiți cu materiale pirotehnice în portbagaj. Cei care nu vor să se aleagă cu dosar penal trebuie să știe că este ilegal deținerea de petarde. Persoanele fizice pot deține și folosi articole pirotehnice din categoria F1, artificii, respectiv articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse. În această perioadă sunt permise doar artificiile, iar comercializarea materialelor pirotehnice se face doar în magazine specializate. Se comercializează numai prin societăți comerciale autorizate, iar așa este focul de artificii, se fac numai de către persoane autorizate după o autorizare anterioară de la autoritățile locale. Deci numai într-un cadru instituțional și organizat. Medicii avertizează că aceste petarde și artificii sunt periculoase. An de an, în preajma sărbătorilor, la urgențe ajung zeci de oameni cu diverse arsuri cauzate de explozia unei petarde.